Let's start with the family. This is the close family. Let's imagine this is you. Of course, you've got parents, father and mother. Maybe you've got a brother or a sister. If you don't have a brother or a sister, you might be an only child. Each parent has parents. So, your parents' parents are your grandfather and your grandmother. Now, let's see the other relatives, the other members of your family. We've already talked about this part. Now, if your father has a brother, the brother is your uncle. If the father has a sister, his sister is your aunt. If your uncle gets married, his wife is your aunt. If your aunt gets married, her husband is your uncle. If you have a brother and your brother gets married, you have a sister-in-law. If your sister gets married, you have a brother-in-law. If your uncle and aunt have children, their children are your cousins. If your brother has a child, if the child is a girl, you have a niece. If the child is a boy, you have a nephew. Let's move on. Your father and mother together as a couple are your parents. Your grandfather and your grandmother as a couple are your grandparents. And your brother and sister together are siblings. Let's see. Let's imagine you get married. If you get married, you get a wife or a husband. If you have children, you have a daughter or a son. If your child is a girl, you have a daughter. If your child is a boy, you have a son. If your daughter gets married, her husband becomes your son-in-law. If your son gets married, his wife becomes your daughter-in-law. Now you've become parents-in-law, mother-in-law or father-in-law. If your children have children, they become your grandchildren. If the grandchild is a girl, she is your granddaughter. If the child is a boy, you have a grandson. This is what a family tree looks like. This is the royal family tree. This is Queen Elizabeth II's family tree. Let's test you. What do you call your father's father? Think about it. It's my grandfather or my granddad. Good job. Thank you. What do you call your sister's daughter? Right. Your sister's daughter is your niece. Perfect. What do you call your parents' son? My parents' son, I guess. This is my brother. You're right. Right. Thank again. Thank you. So, what do you call the husband of your mother's sister? Oh my God, that's not that easy. The husband of my mother's sister, that must be... Is it my uncle? You're good. My uncle, thank you. What do you call your wife's mother? My wife's mother is my mother-in-law. Excellent. Terrifying. What do you call your mother's mother? That's easy. It's my grandma. Grandmother. Grandmother, granny, grandma. Very cool. Good. Grandmother. What do you call your brother's son? That's my nephew. Good job. Now let's play some more. Your mother's sister is your... Oh, no! No.
so that's not right. Your aunt. Yay. Your uncle's daughter is your... Very good. Your cousin. Your mother is your father's... Oh, no! Think again. Wife. Yes. Your father is your mother's... Husband. Excellent. Your sister is your parents. Oh no! Oops. Daughter. Your brother is your grandparents. Grandson. Good job. That's all about the family. To family. Let's move to the second part of our lesson, and this is possessives. The possessive form is used with nouns referring to people, groups of people, countries, animals. It shows a relationship of belonging, ownership, possession. To form the possessive, add apostrophe plus s to the noun. It sounds difficult, but it's not. So, let's see. Cupid has an arrow. Cupid is the person who has the thing, and the arrow is the thing, the possessed object. We connect them with apostrophe S. So, let's break it down. Singular nouns and proper names take apostrophe S. The boy's ball, Emily's car, James's book, Jesus's name. Pay attention here. These proper names end in S. They are pronounced with ziz at the end. James's book, Jesus's name. With plural nouns ending in S, they only take apostrophe, like students' books, the girl's house. And irregular plural nouns take apostrophe S. Women's work. They do not end in S. This column has the possessors, and this column has the possessed object. If the girl has a book, it's the girl's book. If Peter has a car, it's Peter's car. If James has a house, it's James's house. Men have souls. They are men's souls. My friends have names, my friends' names. When two or more people have something together, we add apostrophe S only to the last noun. Paul and Tina have a house together. It's Paul and Tina's house. When two or more people have separately some things, we add apostrophe S after each noun. Anna's and Gina's bikes. Now, there are some fixed expressions with the possessive. Some of them are a day's work, today's newspaper, in a year's time, for goodness sake, so much homework. There are some holidays using singular possessive, like Mother's Day is on the 8th of March. New Year's Day is on the 1st of January. April Fool's Day is on the 1st of April. Valentine's Day is on the 14th of February. The possessive is also used to refer to restaurants, shops, using the name or the job of the owner, like in these examples. Shall we go to Luigi's for lunch? Which means, shall we go to Luigi's restaurant for lunch? Or, I've got an appointment at the dentist at 11 o'clock. We are not going to visit him at home. Of course, we're going to the place where he works. Now, whoa, possessive adjectives. When we own something and we want to express it, we use possessive adjectives. And they are my, your, his, her, its, our.
our and their. Now, what are adjectives and what precisely are possessive adjectives? So, an adjective is a word we use to describe a noun. For example, if you have a blue hat, blue is the adjective and it describes the hat. A possessive adjective works in the same way. It goes with a noun to say who owns what is represented by the noun. I have a blue hat. It is my hat. Blue is the adjective, hat the noun. My is the possessive adjective and hat is the noun. Now, if I have a shirt, this is my shirt. Don't forget your bag. He's looking for his phone. Her keys are on the table. Its surface is smooth. Maybe we talk about a table. We bought our car last year. Their house is lovely. Remember, adjectives are placed in front of the noun. The choice of the possessive adjective depends on the owner, not on what is possessed. Let's see. I have a ball. It's my ball. Good job. You have a ball. It's your ball. Excellent. Make sure you don't mix these two up. He has got a ball. It's his ball. Good. She has got a ball. It's her ball. Very good. It has got a ball. Oh, it's its ball. Very good. We have got a ball. It's our ball. You all have got a ball. It's your ball. They have got a ball. It's their ball. Very good. Anna has a dictionary. That is Anna's dictionary. Anna's is a possessive noun. That is her dictionary. Her is a possessive adjective. Now let's practice. This is a coach and these are the boys. This is the boys' coach. What's the possessive adjective? You're right. This is their coach. Look at these girls. They say, we are a great girl band. Look at the subject. Our fans are very happy. Look at Kate. Those are shoes. Her shoes are horrible. What a beautiful girl. What's her name? These boys are really funny. What are their names? This house is beautiful. I love its design. Look, Mom, they are my new friends. Their names are Lucy and Jim. Let's see. Let's test you. This is Smiley's dog. It's his dog. Click on it, please. Good. This is Andra's bike. It's her bike. I have got a guitar. It's my guitar. Dad, you have got a donut. It's your donut. The dog has got a bone. It's its bone. Brad and I have got a sister. She's our sister. Very good. Now, let's talk about possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Well, it looks very difficult. Let's look at the example. So, this is a fisherman and he has caught a fish. But a bird has come and has taken his fish. The
fisherman says, it's not yours. But the bird answers, it's mine now. So, possessive pronouns are words that replace a noun and shows ownership. The noun is, in this case, the fish. Let's look at some other examples. This pen is my pen, not your pen. This pen is mine, not yours. This is my laptop, it's mine. These glasses are mine, not yours. This is my brother's book, it's his. He offered to swap his camera for hers. I'll show you to your room. Yours is next door, which means your room is next door. The house is yours. The ship is theirs. Let's see, what's really the difference? This is my book. This book is mine. So, possessive adjectives have a noun after. Possessive pronouns have no noun after. Let's look at the other example. Is this your umbrella? Is this yours? He lent me his jacket. This isn't my jacket, it's his. I borrowed her car. The car is hers. Do you like my doll? These are its clothes. We avoid using its alone as a possessive pronoun. That is our car. That car is ours. Their house is lovely. That house is theirs. We can use a possessive pronoun instead of a full noun phrase to avoid repeating words. What's that? Let's look at the example again. So, is that John's car? No, it's mine. We could also say, no, it's not John's car, it's my car. But we normally don't say that. We just say, no, it's mine. Just not to repeat some words like John's car, my car, and so on. Let's try some exercises. Those are Mary's rollerblades. They are hers. Very good. He lives in a small house. The small house is his. Good. One minion says, I have got two eyes. But the other one says, yeah, but mine is bigger, so it's mine. Very good. This is Ben and Mary's car. It's theirs. I have a book. Tom has his own book. These books are ours. I have got a cat. Its name is Pit. Very good. These English lessons are made for you. They are yours. Let's practice some more. Whose computer is this? It's Tina's. It's hers. Very good. Is your dog angry? No. My dog is friendly. I've got a friend. Her name is Alice. Is she your sister? Yes, she is. Whose car is this? I believe it's mine. Their car is really expensive. Your car is beautiful, but ours is rusty. Our TV is small, but yours is huge. Indeed. Whose telephone number is this? It's theirs. This skateboard isn't mine. It's his. Very good. Yes, the end is near, but not yet. Do you remember?
remember this family tree? Let's see. We will focus on William. It's the Queen's nephew. Complete the description about the royal family tree with these words. His, our, Queen's, brothers, she, and her. I am William, Duke of Cambridge. My grandmother is Elizabeth II. She is the Queen of the United Kingdom. I am Diana and Charles's son, but my mother died, so now my father has a new wife and... Her name is Camilla. I have a brother. His name is Harry. My brother has a son and he is one of the... Queen's great-grandsons. My... Brother's wife name is Meghan. They don't live with us. Our family is a big royal family. Well done. That's all for today. Next time we will talk about countries and nationalities and question words. See you next time. See you soon. Goodbye. Bye. Educația copiilor noștri trebuie să meargă mai departe, însă au nevoie de noi pentru a avea grijă atât de ei cât și de ceilalți. Păstrăm distanța chiar și la joacă. Purtăm masca mereu ca niște supereroi. Respectăm indicațiile profesorilor. Rămânem acasă, dacă așa ne spune doctorul. O echipă puternică se formează de acasă, iar noi suntem alături de cei mici către un viitor mai bun. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună ziua! Mă numesc Ginghina Oana, sunt profesor de matematică și vă propun să discutăm lecția unghiuri suplementare, unghiuri complementare și unghiuri adiacente. Unghiuri suplementare. Definiție. Două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 180 de grade se numesc unghiuri suplementare. În figura alăturată avem desenat unghiul ABC, a cărui măsură este egală cu 39 de grade, și unghiul DEF, a cărui măsură este egală cu 141 de grade. Observăm că dacă efectuăm suma măsurilor unghiului ABC și a unghiului DEF, aceasta este egală cu 180 de grade. Spunem că unghiul ABC și unghiul DEF sunt unghiuri suplementare. Unghiul ABC este suplementul unghiului DEF, iar unghiul DEF este suplementul unghiului ABC. Fiecare dintre cele două unghiuri este suplementul celuilalt unghi. Suplementul unui unghi cu măsura de X grade este unghiul cu măsura de 180 de grade minus X grade. Unghiuri complementare. Definiție. Două unghiuri care au suma măsurilor egală cu 90 de grade se numesc unghiuri complementare. În figura alăturată avem desenat unghiul ABC, a cărui măsură este egală cu 29 de grade, și unghiul DEF, a cărui măsură este egală cu 61 de grade. Efectuăm suma măsurilor celor două unghiuri, iar aceasta este egală cu 90 de grade. Spunem că unghiul ABC și unghiul DEF sunt unghiuri complementare. Unghiul ABC este complementul unghiului DEF, iar unghiul DEF este complementul unghiului ABC. Fiecare dintre cele două unghiuri este complementul celuilalt unghi. Complementul unui unghi cu măsura de X grade este unghiul cu măsura de 90 de grade minus X grade. Unghiuri adiacente. Definiție. Două unghiuri se numesc adiacente dacă au vârful comun, o latură comună și interioare disjuncte.
O definiție echivalentă cu aceasta este și următoarea. Două unghiuri care au un vârf comun și o latură comună, situată în interiorul unghiului, format de cele două laturi ale unghiului, se numesc unghiuri adiacente. În figura alăturată avem desenat unghiul BAC și unghiul CAD, care sunt unghiuri adiacente, deoarece vârful A este comun, latura AC este comună celor două unghiuri și au interioare disjuncte, adică fără puncte comune. În următoarea figură avem desenate două unghiuri BAC și CDE care nu sunt adiacente, deoarece vârful primului unghi este A, iar vârful celui de-al doilea unghi este D. Nu satisfac enunțul definiției. În cea de-a treia figură, unghiul BAC și unghiul DAE nu sunt adiacente, deoarece nu au o latură comună. Observații. Unghiurile improprii, adică unghiurile nule și cele alungite, nu pot fi adiacente cu niciun alt unghi. Dacă suma măsurilor a două unghiuri adiacente este egală cu 180 de grade, atunci cele două unghiuri se numesc unghiuri adiacente suplimentare. Dacă suma măsurilor a două unghiuri adiacente este egală cu 90 de grade, atunci cele două unghiuri se numesc unghiuri adiacente complementare. În continuare, vă propun să rezolvăm o problemă. Enunțul problemei. Unghiurile AOB și BOC sunt adiacente complementare. Semidreapta OD este opusă semidreptei OB, iar semidreapta OE este opusă semidreptei OC. Demonstrați că unghiul AOB și unghiul DOE sunt unghiuri complementare. Știind că măsura unghiului DOC este de 4 ori măsura unghiului AOB, aflați măsurile unghiurilor AOB și DOE și a unghiului AOD. În figură am realizat desenul problemei. Unghiul AOB și BOC sunt adiacente complementare, vârful O este comun, latura OB este comună celor două unghiuri, au interioare disjuncte și măsura unghiului AOB plus măsura unghiului BOC este egală cu 90 de grade. Semidreapta OD este opusă semidreptei OB, semidreapta OE este opusă semidreptei OC. Demonstrație. Din ipoteza problemei știam că unghiurile AOB și BOC sunt adiacente complementare. Scriind matematic, vom scrie că măsura unghiului AOB plus măsura unghiului BOC este egală cu 90 de grade. Tot din ipoteză, mi s-a spus că semidreapta OD este opusă semidreptei OB și semidreapta OE este opusă semidreptei OC. Asta înseamnă că unghiul BOC este opus la vârf cu unghiul EOD. Putem scrie matematic că unghiul BOC este congruent cu unghiul EOD, deoarece sunt opuse la vârf. Înlocuind în prima relație măsura unghiului BOC cu măsura unghiului EOD, obținem că măsura unghiului AOB plus măsura unghiului EOD este egală cu 90 de grade. În concluzie, unghiurile AOB și EOD sunt complementare. Pentru a rezolva punctul B al problemei, vom face următoarele notații. Vom nota măsura unghiului AOB cu X grade, de unde va rezulta că măsura unghiului DOC este egal cu 4 ori X grade.
din ipoteza problemei că unghiul AOB și unghiul BOC sunt complementare, atunci măsura unghiului BOC este egală cu 90 de grade minus X grade. Am demonstrat la punctul A că unghiurile BOC și EOD sunt opuse la vârf, ceea ce înseamnă că aceste unghiuri sunt congruente. Vom putea nota că măsura unghiului EOD este egală cu 90 de grade minus X grade. Prima metodă. Observăm că punctele EOC sunt colineare. Rezultă că unghiul EOC este un unghi alungit. Măsura unghiului EOC este egală cu 180 de grade. Observăm pe desen că măsura unghiului EOC o putem scrie ca suma măsurii dintre unghiul EOD și măsura unghiului DOC. Măsura unghiului EOD plus măsura unghiului DOC este egal cu măsura unghiului EOC. Înlocuim cu notațiile făcute anterior și observăm că după calcule, X grade este egal cu 30 de grade. Obținem că măsura unghiului AOB este egală cu 30 de grade, măsura unghiului BOC este egală cu 60 de grade, măsura unghiului DOC este egală cu 120 de grade, măsura unghiului EOD este egală cu 60 de grade. Pentru a putea calcula măsura unghiului AOD, trebuie mai întâi să aflăm măsura unghiului AOE. Deoarece punctele EOC sunt colineare, atunci măsura unghiului EOC este egală cu 180 de grade, care poate fi scrisă astfel. Măsura unghiului EOA plus măsura unghiului AOC este egală cu 180 de grade. Știm că măsura unghiului AOC este egală cu 90 de grade. Înlocuind în relație, vom obține că măsura unghiului EOA este egală cu 90 de grade. Așadar, măsura unghiului AOD va fi egală cu măsura unghiului AOE plus măsura unghiului EOD, egală cu 90 de grade plus 60 de grade, de unde rezultă că măsura unghiului AOD este egală cu 150 de grade. Metoda a doua de rezolvare a problemei. Observăm că punctele EOC sunt colineare. Măsura unghiului EOC este egală cu 180 de grade. Exprimăm măsura unghiului EOA ca fiind diferența dintre măsura unghiului EOC și măsura unghiului AOC. În final, măsura unghiului EOA este egală cu 90 de grade. Observăm că unghiurile AOB, unghiul BOC, unghiul COD, unghiul DOE și unghiul EOA sunt unghiuri în jurul punctului O. Ne reamintim că suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct este egală cu 360 de grade. Vom însuma toate aceste unghiuri și vom obține că măsura unghiului AOB plus măsura unghiului BOC plus măsura unghiului COD plus măsura unghiului DOE plus măsura unghiului EOA este egală cu 360 de grade. Vom înlocui fiecare măsură cu notațiile făcute anterior și în final vom obține că unghiul X grade este egal cu 30 de grade. De aici, obținem că măsura unghiului AOB este 30 de grade, măsura unghiului BOC este egală cu 60 de grade, măsura unghiului DOC este egală cu 120 de grade, măsura unghiului EOD este egală cu 60 de grade. Pentru a obține măsura unghiului AOD, vom însuma măsurile unghiurilor AOE și măsura unghiului EOD și vom obține în final că măsura unghiului AOD este egală cu 150 de grade. O altă problemă propusă spre rezolvare. Enunțul problemei. Unghiurile AOC și COB
sunt adiacente suplementare, iar punctele C și D sunt situate de o parte și de alta a dreptei AB, astfel încât măsura unghiului COD este 108 grade și măsura unghiului BOD este de 3 ori măsura unghiului AOC. Determinați măsurile unghiurilor AOC, COB și BOD. În figura alăturată am realizat desenul conform datelor din problemă. Unghiul AOC și unghiul COB sunt adiacente suplementare. Punctele C și D sunt situate de o parte și de alta a dreptei AB. Știm că măsura unghiului COD este egală cu 108 grade și că măsura unghiului BOD este de 3 ori măsura unghiului AOC. Pentru a rezolva problema, avem nevoie de următoarele notații. Vom nota măsura unghiului AOC cu X grade, atunci măsura unghiului BOD este egală cu 3 ori X grade. Din datele problemei știm că unghiurile AOC și COB sunt adiacente suplementare. Vom nota că măsura unghiului COB este egală cu 180 de grade minus X grade. Observăm că unghiurile BOC, COD și DOB sunt unghiuri în jurul unui punct. Știm că suma măsurilor unghiurilor în jurul unui punct este egală cu 360 de grade. Vom însuma cele trei unghiuri și vom obține că măsura unghiului BOC plus măsura unghiului COD plus măsura unghiului DOB este egală cu 360 de grade. Înlocuim fiecare măsură cu notațiile făcute la începutul problemei și după efectuarea calculelor obținem că X grade este egal cu 36 de grade. În concluzie, măsura unghiului AOC este egală cu 36 de grade, măsura unghiului COB este egală cu 144 de grade și măsura unghiului BOD este egală cu 108 grade. Vă mulțumesc! Ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Bună ziua! Continuăm prezentarea aplicației Microsoft PowerPoint cu lecția 3, introducerea obiectelor, imagini și obiecte grafice. În această lecție învățăm să inserăm o imagine într-un diapozitiv PowerPoint, învățăm să inserăm diverse forme, casete de text și scrierea artistică a textului, exersăm noțiunile prezentate. Pentru a introduce imagini într-un diapozitiv PowerPoint, procedăm astfel. Se poziționează cursorul unde se dorește introducerea imaginii. În fila Insert, grupul de butoane Images, se alege butonul Pictures, se localizează imaginea și se apasă Insert. Pentru exemplificare, am deschis PowerPoint, sunt în pagina Insert, Pictures, se deschide folderul implicit, dacă nu este acesta, căutăm folderul din care dorim să inserăm imagini, alegem o imagine, Insert. O putem poziționa în cadrul diapozitivului, o putem redimensiona. Haideți să mai adăugăm încă o imagine, Insert, Pictures. Și aceasta e mai mare, spuneam că o pot redimensiona și o poziționăm în locul în care dorim. Pentru desenarea unor obiecte grafice, tot în fila Insert, grupul Illustrations, Shapes,
butonul Shapes, se alege forma și se desenează pe suprafața de lucru. Formele care ar putea să apară le-am exemplificat în lateral. Sau, mergând în fila Home, grupul Drawing, alegem forma dorită și trasăm această formă cu ajutorul mouse-ului. Haideți să exemplificăm. Le spuneam meniul Insert, grupul Illustrations, butonul Shapes, alegem o formă la întâmplare sau, tot la fel, în grupul Home, avem zona Drawing și, de asemenea, găsim aici diverse forme pe care le putem trasa. Desigur, aceste forme pot fi formatate conform opțiunilor de formatare învățate și specifice și celorlalte aplicații ale pachetului Microsoft Office. Pot fi colorate, le se poate modifica chenarul, li se pot aplica diverse aspecte. Pentru a introduce casete de text în diapozitive, putem proceda în felul următor. Mergem în fila Home, clic pe butonul Text Box din grupul de butoane Drawing, clic în diapozitiv, acolo unde dorim introducerea casetei, ținând apăsat butonul stâng al mouse-ului, tragem spre dreapta până când caseta are lățimea dorită și adăugăm textul. O altă variantă, mergând în fila Insert, inserare, din grupul Text, alegem butonul Text Box și procedăm similar. Să efectuăm cele descrise, așadar în Home avem grupul Drawing, găsesc butonul Text Box și am trasat caseta de text în care vom adăuga un text. Am să-l și măresc ca să fie puțin mai vizibil. Sau, a doua modalitate, spuneam că în meniul Insert găsim în grupul Text tot text box, la fel cursorul s-a transformat într-un plus, cu ajutorul căruia am putut trasa o nouă casetă. Pentru textul din casetele de text putem aplica formatările pe care le-am discutat în lecțiile anterioare. Scrierea artistică a textului este o opțiune întâlnită în mai multe aplicații ale pachetului Microsoft Office și este de foarte mare impact în prezentările PowerPoint. Pentru a scrie artistic un text, din fila Insert, în grupul de butoane Text, se alege butonul Word Art, vor apărea modelele pe care le putem alege, alegem modelul dorit și adăugăm textul pe care dorim să-l scriem. Acestui text scris artistic putem să-i modificăm proprietățile de umplere cu un stil, culoare, putem modifica liniile de contur ale literelor, putem aplica diferite efecte din fila Format, grupul Shape Styles, așa cum l-am exemplificat în lateral. Pentru a modifica aspectul, culoarea textului, linia de contur a literelor și a efectelor, putem accesa și fila Format, grupul Word Art Styles. Să și exemplificăm cele relatate. Spuneam meniul Insert, grupul Text, Word Art. Aleg un model la întâmplare. Tastez textul, hai să scriem cu majuscule, aplicația Microsoft PowerPoint. Putem să-i modificăm, spuneam, proprietățile de umplere. Am selectat Word Art-ul și în fila Format găsim diverse butoane care se referă la culoare, la stil. Deci pot să umblu culoarea de fundal, Shape Fill, de exemplu. Shape Outline este culoarea ca și chenar și ca să le putem vedea putem alege mai gros chenarul. Shape Effects, alegem un efect mai vizibil, haideți așa. Totodată aspectul propriu zis
al textului. Spuneam că îl găsim mergând în fila format, deci tot în format, și pe butoanele Word Art Styles. Fie îi modific efectiv stilul sau doar anumite particularități. Pot umbla scenarul literelor de data aceasta și la fel, ca să putem să ne dăm seama, îl alegem mai gros ca să putem vedea că vor căpăta o altă culoare de chenar și efectele textului. Putem să-l transformăm, să aplicăm diverse forme. Obiectele inserate în diapozitive le putem roti, le putem grupa sau chiar le putem ordona. Pentru a roti un obiect, clic pe el, în fila format, alegem din grupul Arrange butonul Rotate, după cum se poate vedea, și avem opțiuni de rotire stânga-dreapta cu 90 de grade sau răsturnare orizontală-verticală. Să exersăm modul de rotire, fie pe imagini, selectăm imaginea și în meniul format, spuneam Rotate, rotire cu 90 de grade, sau obiectele inserate, tot în meniul format, după ce am selectat obiectul, Rotate, putem răsturna pe verticală, putem răsturna și pe orizontală, putem roti stânga cu 90 de grade. Pentru gruparea obiectelor se selectează obiectele și din fila format se alege grupul Arrange, opțiunea Grup. Să exersăm opțiunea de grupare și la ce folosește. De exemplu, observăm că aceste obiecte sunt independente unul de celălalt când dorim să le mutăm, însă dacă dorim să le realizăm ca pe un tot unitar, am spus că le vom selecta pe toate și în meniul Format avem butonul Grup, opțiunea Grup. Acum au devenit un tot unitar și putem să îl mutăm, acest obiect singular, acolo unde dorim. Totodată, dacă vrem să le și degrupăm ulterior, tot așa selectând obiectul respectiv, din opțiunea Grup, există butonul Ungroup și le-a degrupat. Putem ordona obiectele pe care le inserăm în prezentări procedând astfel. Selectăm obiectul, în fila Format, în grupul Arrange, avem opțiunile Bring to Front, aducere în prim plan, adică va fi adus în prim plan obiectul selectat față de celelalte obiecte, deci deasupra tuturor, Bring Forward, aducere în plan apropiat, aduce obiectul selectat cu câte un plan în față, Send to Back, trimitere în ultimul plan a obiectului selectat față de celelalte obiecte, și Send Backward, trimitere în plan secundar, adică va plasa obiectul selectat cu un plan în spate. Să exersăm opțiunile de ordonare, așadar vreau să aduc obiectul verde deasupra tuturor, îl selectez și în meniul Format avem opțiunea Bring to Front, spuneam. A fost adus deasupra tuturor obiectelor. Totodată, dacă vreau să aduc în plan apropiat, deci cu un plan în față, de exemplu norul bleu, ar trebui să-l aduc între forma mov și forma verde, deci selectăm norul, tot în format, Bring Forward, și a fost adus cu un plan în față. Dacă dorim să trimitem în spate obiectele respective, să spunem că vreau să trimit în spate forma mov, în spatele formei galbene, selectăm forma, Send to Back. Și dacă vreau acum ca forma verde să o duc în spatele tuturor obiectelor, haideți să o mai și mărim ca să vedem mai clar. Deci în momentul de față ea este în prim plan și vreau să meargă cu un plan în spate. Send Backward. Deci s-a adus doar cu un plan. Haideți să o ducem și în spate pentru toate obiectele. Ea este sub toate celelalte obiecte. Cam aceasta a fost lecția de astăzi. Ne vedem cu continuarea inserărilor în
aplicația PowerPoint.